Totul a început într-o zi obișnuită de primăvară. Joi, 11 aprilie 1963. De-a lungul acestor 10 ani, memoria peliculei a păstrat câteva din cele mai importante momente ale istoriei prestigiosului colectiv. Le-am reunit în acest film, pe care îl dorim a fi omagiul nostru adus aniversării. Ansamblul s-a născut din pasiunea profesorului și dirijorului Marin Constantin și entuziasmul studenților săi. Presa a marcat fiecare apariție în public a Madrigalului prin articole elogioase. Leopold Stokowski declara: ascultând corul Madrigal, am avut adevărata senzație a perfecțiunii. Dar dincolo de această perfecțiune se ascunde o trudă grea. Mii de ore de studii și repetiții făcute cu dăruire și perseverență. Suficient. Vom face un exercițiu de elasticizare. Exercițiul numărul 5. Toată lumea sus. Cu gura închisă. Atenție. Madrigalul a adus mesajul artii muzicale interpretative românești în 19 țări ale lumii. Succesul celor 43 de turnee internaționale s-ar putea sintetiza în aprecierile făcute de Kurt Adler, dirijor la Opera Metropolitan din New York. Există oare absolutul în artă? Dacă există, atunci Madrigalul, de sub bagheta magică a lui Marin Constantin, l-a atins cu siguranță. Madrigalul a devenit vedeta principală a celor mai prestigioase festivaluri internaționale. Maestriei acestei formații i-au fost dedicate până acum 3 filme. Se filmează Cântec de leagăn, de Nicolae Lungu, pentru filmul Cântece vechi românești. Ansamblul a preluat și a desăvârșit tezaurul tradițiilor artei corale românești. Și poate aici ar trebui să ne amintim cuvintele criticului muzical iugoslav Dobrița Ștefanovici despre corul Madrigal și dirijorul Marin Constantin. O vioară Stradivarius în mâna lui Paganini.
potențele madrigalului aveau să fie valorificate în cele 11 discuri pe care formația le-a înregistrat până acum. Momente din înregistrarea discului Ritual pentru setea pământului, de Miriam Marbei. Apariția corului Madrigal în peisajul muzicii românești nu putea lăsa indiferenți, în primul rând, pe compozitori, care au scris special pentru această formație. Madrigalul a devenit un laborator al creației corale contemporane. Cele 27 de concerte susținute în țară au confirmat marele succes de care se bucură în rândul celui mai larg public prelucrările pe teme folclorice. Chindia, în prelucrarea lui Alexandru Pascanu. Răscoli comorile trecutului și frumusețele folclorului spre a le reda strălucirea în ochii tuturor. A impune cu pasiune valorile spirituale autohtone contemporane în contextul epocii tale înseamnă nu numai un act major de cultură, dar și un gest patriotic de înalt umanism. Pentru toate acestea, mulțumim corului Madrigalul.